De la extaz la agonie. Cam așa se poate descrie starea jucătorilor de la Corvinul Hunedoara și a stafului după ce în urmă cu două zile aveau toate șansele să promoveze în Liga 1, însă ieri Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a luat decizia de a respinge această solicitare. Patru cluburi din Liga a doua, respectiv Csereda, Craiova, Argeș și Voluntari, au contestat decizia inițială a FRF. Președintele clubului hunedorean spune că albaștrii au primit decizia... Supărați, dezamăgiți puțin, fiindcă sincer ne așteptam ca în urma decizii de acum două zile când ne-a dat avizul favorabil, ne așteptam să ne dea dreptul. Dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, fiindcă cele patru cluburi care știți au depus contestație și atunci ne-a fost anulat acest drept. Este o decizie până la urmă a Comitetului Executiv care o respectăm. Celelalte cluburi care au depus contestații practic și-au apărat interesul și au apărat interesul propriu, fiindcă au considerat că noi suntem o posibilă contracandidată la promovare și au încercat să ne elimine, să spunem așa ceva. Și au reușit acest lucru. Nouă ne pare rău, fiindcă parcursul nostru sportiv a demonstrat și am făcut multe și pentru România și pentru, nu numai pentru România, și pentru oraș, pentru toată lumea, care am crezut că vom reuși până la urmă și ni se va da dreptul pentru această, să avem dreptul să trecem pe entitatea de drept privat. Nu s-a putut, asta este, ne pare rău, trecem mai departe, ca și peste alte momente grele peste care am trecut, mergem mai departe și încercăm să ne concentrăm acum pe Cupa României și vom vedea ce va fi. Asta nu înseamnă că nu o să mergem și să ne jucăm în campionat. Sorin Cimpoc a mai precizat că în continuare fiecare meci va fi jucat pentru suporteri, pentru oraș, pentru frumusețea acestui sport și că vor încerca să se ridice la înălțimea așteptărilor. Singurul obiectiv acum pentru Corvinul este să câștige din nou Cupa României, dar și să se claseze în play-off-ul Ligii a doua.